bine, mie nu prea îmi place ciorba, da. Mamă! Ce-mi îmi plăcut ceva mai mult decât ciorba? Mamă! Eu cu femeie, vorba aia, măritată. Ăsta, doamne, ce prost sunt! Mă, 11, bă, cum, bă, noi avem 8! Bă, tu șofer de autobuz! Ce bine că mi-i șofer, că sunt hoț și frumușel. Oricare mândră mă vrea să urce în mașina mea. Ăla, mă, ăla, albastru, m-a închis așa, vrei să te mint? Că tot e replicat. Să mă bată mama, bă. Când m-am dus ieri să mă tund, i-am zis când m-am pus pe scaun la nenea ăla. Bă, frate, vezi că ieri m-am lovit și eu, frate, mi-am spart capul. Vrei să te mint, dar nu te mai zgaiba în cap. Ai grijă acolo. Nu, boss, eu să n-am grijă. Mamă, eu să n-am grijă. Cine, mă, eu? Nicio problemă. Vai, dă, capul meu. Eu... Și când ia el piaptă, nu se mă aranjeze, nu știu ce. Ei, și le pun, aveam eu în cap și le pun ciorbă de fasole și a rămas cu afumătura pe piaptă. Facem de un ambreiaj. Aia zic, îi dăm tare cu Lamborghini. Oameni buni, bine v-am găsit la un nou episod cu Petrus. După 177 de ani am revenit aici cu un challenge pe mâncare, tati, că știi cum s-a scumpit ăștia, am zis să profit și eu un pic așa să primești o repomană, așa că vă salut, nu uitați acolo de butonul de like și astăzi ce facem? Ia zi-mi ce facem astăzi. Guess the card by the emoji. Deci tu va trebui să vorbești astăzi mai mult, pentru că eu am virus din ăștia pe mine și hai să începem, dați like-uri, cred că știi și voi ce înseamnă. Ce face? Ai virus? Virusul, bă, firar, mama, hai să fie de... Hai să vedem, okay, acolo. Deci astăzi, deci am pregătit aici o foaie. Deci cine... Deci se vede aceea, deci am... Stai, bă, că se vede adresele, bă, băi. Deci am pregătit aici, eu sunt Mădălin cu M și le pă cu P de la Petrus, mă înțelegi? Uite, bă, că am și fire de păr. Ia uite, bă, mă clonează ăștia, vrei să te mint? Astăzi, cine ghicește cele mai multe, practic pe final va trebui să dea o șaorma celuilalt. Povestim pe parcurs. Hai să începem, frate, pentru că n-avem timp de stat. Ia să vedem. Guess the car by the emoji. Ia uzi. Watch the end and you yes. Good luck. Bă, sper să am noroc, să n-am eu noroc cum m-am tuns. Deci fii atent, Petruse. Bine, tu deja știi, dar trebuie să le zic și la oameni. Când m-am dus ieri să mă tund, i-am zis când m-am pus pe scaun la nenea ăla. Bă, frate, vezi că ieri m-am lovit și eu, frate. Mi-am spart capul. Vrei să te mint, dar nu te mai zgaiba în cap. Ai grijă acolo. Nu, boss, eu să n-am grijă. Mamă, eu să n-am grijă. Cine, mă, eu? Nicio problemă. Vai, dă, capul meu. Eu... Și când ia el piaptă, nu se mă aranjeze, nu știu ce. Ei, și le pun, aveam eu în cap și le pun ciorbă de fasole și a rămas cu afumătura pe piaptă. Mă rog, da. Meniu zile, hai să-i dăm tare. Uite, Lamborghini, tati, ia uite, mai știu eu pe cineva acolo. Plăcere de astea. Hai să vedem. Numărul 1, frate, ia să vedem. Deci, practic, aici o să avem două emojiuri, aparent. Și noi trebuie să ghicim așa. Eu văd un soare, văd un nor, văd o linie neagră. Deci, practic, o mașină de culoare mai închisă, așa? Bă, nu știu. M-am uitat, am văzut una pe la final, o să o știu eu. De, da, mă rog, poate am și uitat-o. Nu m-am uitat la clipul ăsta deloc, deci, știi, e random. A fost primul care mi-a apărut la search când am scris Guess the Car by Emoji. Aveți și voi link-ul. Dar parcă eu ceva mai bun aveam de făcut decât să caut ăsta. Ai văzut? Ce vorbești, domne, ia? Deci, fii atent. În primul rând, avem aici o Supra, unul la mână. De-aia și mecheră cu ratatata cu dălea. Așa. Asta ce e? Un Skyline? Se poate. Și ăsta e un Mazda RX-7, de-aia, RX măsa mare. Pe acolo. Poteți. Bă, dacă te gândești, aceea e înnorat. Ce zici? Eu am o idee, eu cred că știu la ce se referă. Eu cred că știu mai mult ca sigur. Băi, tati, intuiția mea de obicei nu dă greș, dar să sperăm. Eu zic că asta, Supra, prima, a roșie. Prima? Eu merg pe a doua și de ce? Hai să zic de ce, deci răspuns final, da, la tine. Supra, bă, mă gândeam și la Supra, știi, așa, gen, no, da, pentru drift, pentru asta cu linia. Dar, hai să vedem, eu zic că Skyline-ul ăsta, că gen Sky... Skyline, gen, da. Știi, un punct, ia să vedem, numărul 2. Opa, bă, cu șerpi. Opa, ia să vedem, punem pauză. Păi asta cred că deja îl știm, deci Ferrari nu are cum să fie, părerea mea, că n-are șarpilii. Ăsta Shelby, ăsta sau cum se spune, are șarpele. Dar și Viper-ul ăsta e cu șarpe cu d-astea. Dar zice că e horse. Deci horse e cu cai, e cu armăsari. Deci eu zic prima variantă. Și eu tot pe prima, merg că... Asta cred că este, tati, nu mai stăm la discuții. Calul. E evident. Sau ar putea să fie Ferrari-ul? Dar nu cred. Shelby-ul, tati, că ăla e Mustang Shelby de la. Ce zici, domne? Un punct eu, un punct tu. Bun, mai departe. Hai, boss, că ne pricepem, fără sunet. Ce din mijloc? Tesla! Deci tu zici Tesla, da? Tesla Model 3!
Ok, deci tu zici Tesla, da? Ok, eu zic BMW-ul. De ce? Vezi că ăla din mijloc e Model S. Deja te-ai blocat răspunsul. Nu știu, asta zic eu. E, ăla e i3, da? Nu știu, nu știu, nu le știu încă. Nu ai mă, Tesla Model... Ce vorbești, tati? Vezi, tati, că ăla e Model S, tu nu vezi că e lung așa? A, păi bă, așa, bă. Bă, boss, ce faci? Vezi că nu știu banii de la portofel. E, mă, să am oareacă. Bă, dar n-ai ce zice, și M3-ul ăsta e frumos. Dar oare a fost făcut și full electric? Nu prea cred. E hibrid, da? Full electric M3? V... configurat. Hai, că asta nu căutam acum. Mi-am configurat și eu ieri un BMW. Deci, fii atent. E seria 3-ul ăla. Deci, pornește de la 30.000 de euro. Și dacă îi punea în motor, ajunge direct la 50. Păi, băi. Mai departe, ia să vedem noi. Mai departe scrie în carte. Uite, tati, un punct. Sunt fericit. 2 la 1, e bine. 2 la 1. Ia să vedem. Bani și fantomă. Pauză, bă, că eu n-am timp în 7 secundele tale, ești nebun. Eu o să vedem, deci ne gândim așa, pe Bentley mergem, tati. Deci avem Bentley, Mercedes S-Class. G-Class, și... da. Așa, e G-Class, că S-Class-ul nu mă, am vrut să zic G-Class, că ăsta e zi, e tankul de, e tabla 250.000 de euro, corect? E tank, tati, da. Așa, ceva cu Phantom, deci tu ai zice pe Bentley, o? Pe Bentley, da, că e forță. N-am eu nimic de pierdut, dar merg pe G-Class. De ce zici că pe... Da, stai așa un pic, de ce G-Class? Că gen... Ce treabă are cu fantoma G-Class-ul? Nu știu, pare așa mai închis la culoare, mai... mai warrior, așa mai... Eu zic că e ghost ăla. Da, tati, ghost-ul. Expensive ghost, bă, ești nebun. Da, bă. Opa. Albastru, alb și doi. Eu știu care e. Pauză, ca să te gândești și tu. Deci... Zi tu care crezi că e. Și zi de ce în primul rând. Bun. E. Bă, clar, toate sunt cu albastru și alb, toate sunt. Aia. Mare parte. Dar fiind acel 2. Așa. Mergem, tati, cu gât. Că ăsta de mijloc, Maserati-ul sau ce. Maserati. Bă, e ce Bugatti, așa. Așa, tot aia e. Am și unul în fundul curții, vrei să te mint de jucărie, fără mișto. Așa. Da, ăsta n-are doaie prin, n-are numere de doaie prin denumire, așa că mergem asta pe un M2. Asta e de la francez, de la praia aia zice, cu turnul. Noi zicem, mergem pe un M2 și așa că mergem la din dreapta. Bă, care dreapta, mă? Dreapta sau stânga? Am zis dreapta, mă. Adică ăsta? Ăla, mă, ăla albastru, mai închis așa, vrei să te mint? Că tot e replicat. Să mă bată mama, bă! Și ăla de ce nu e, mă? Ia uite vaca lui. Așa, ce scor avem până acum? Deci fii atent, avem 3, 4, 5 la 1. 5 la 1? Da, 5 la 1. Vai, deci mi-ar fi o rușine, vai de capul meu. Ia, așa, hai să, ia hai uite, să vedem acum. Urusul, dedică și noi un urus la cineva. Urusul, face și noi cadou la cineva. Salut, un urus. Așa. Deci fii atent, Taur și cu tornada. A, eu știu. Care dreapta? Ăsta? Da. Dar ce treabă are ăsta? Ăsta e Dodge. Ce treabă are cu Taurul? E, atunci tati, e Lamborghini. Stai așa un pic, te întreb eu pe tine. Ce e ăsta din mijloc? Ca să te ajut și pe tine, că așa mi-e milă. Ce e ăsta? Ce model e? Hai că era să zic eu răspunsul. Exact. Huracan, tati, Huracan. Și asta ce e de aceea? Tornada. Și cum se spune la tornada în engleză? Huricane de-alea, boss. Da, mă, Huracan. Aia zic. Dau și ție un punct, că... Adică stai, bă, că trebuie să-mi șterg un punct unde câștiga și tu, acolo nu mai îmi pun și mie. Sunt eu boss cu tine, să zic așa. Ai, nu, și nu mă merg. Așa, uite, mergem în sus cu carul și câte două persoane, auzi. Două locuri în mașină, ca milionari. Mergem pe Ferrari, tati, că ăla e singurul cu două locuri, ești nebun. Ferrari zici? Păi, de fapt nu, stai, stai, nu te gândi. Sunt două Ferrari-uri și un Mustang. Ăsta e ăla electric, Mustang-ul nou, mi se pare. Ford Mustang. Mă, și fiind așa, atunci zi bă, tati, nu, zicem pe Mustang că... Păi dar tu nu vezi că ăsta practic are 4 locuri. Păi da, bă, dar nu te gândești, poate semnifică pentru copii, că e pentru familie, că de-aia are 4 uși. Păi da, bă, dar nu vezi că aici sunt 2, se țin și de mână, ești nebun. Ține mâna pe schimbător și pe aia altă pe piciorul femeii, ești nebun. Așa, și atunci tu ce bă, ești? Nu știu să zic, ăsta... sau ăsta, dar gen, mai degrabă aș merge pe ăsta din mijloc, dar... În sus, nu știu cum se numesc, ăsta e ăla care e și 4x4, printre singurele Ferrari 4x4, dacă nu mă înșel. Eu merg pe la roșu, că na. Care? Dar roșu? Dacă e cu... două roșii.
Asta nimic. Bă, ăsta, nu mă, ăla roșu închis. Dar dacă okay. E cumva un stangul ăla de care ți-am zis eu. Bă, e treaba ta, nu vreau să te fac să alegi altceva. Genul. Hai, mă, mergem pe Ferrari, tati, că suntem și noi. Deci tu mergi pe primul. Eu merg pe al doilea. Bun, hai. Hai să vedem. Că mă gândesc că ăsta parcă ar fi, poate ar avea și locuri în spate, mai mult ca sigur are două locuri și în spate. Zic că vezi, are loc mai mult. Ce vorbești, tati? Băi, nici când vreau să ghicesc, să le ghicesc. Opa, star și lumina. Și ochi. Îmi scot ochii. Subaru. Subaru mă gândesc și dar cum se numea asta? Bun, o să e posibil, știi? Ia să vedem cum se numea, nu mai știu. Bun, tati! Bă, lasă așa un pic. Subaru Headlights. Lol. Aici îți dau ție punctul, că eu sincer nu văd asemănarea, dar mă rog. Deci avem un de față. Deci avem 3, 5, 3. 5 la 3 pentru tine, bun. Avem B și B-racheta. B-racheta. Bugatti Uta... nu. Brabusul, exact. Brabusul, tati, hai cu Brabusul. E Brabus, Rocket. Deci mi-ar uite, fi... vezi exact, ai Rocket. Văzut. Îți dau ție punct, dar ar fi trebuit să-mi dau și mie la astea de la înghicit, dar hai să zicem. Dă-mă, tati, dacă ai înghicit am... Versus albastru alb C. C-class, tati, nu merge și noi pe un C-class, ce musă mare. Aia zice și o stai așa un pic, tot pe C-class aș merge și eu. Versus, deci dacă mai devreme albastru alb însemna BMW versus BMW. C-class-ul e la seria 5-a? A, sau ar fi E-class-ul? Băi, aș merge și eu... dar nu, că e C deja. Dar poate să fie și M5 competition, adică ăsta din mijloc, știi? Bă, da. Se poate să ai dreptate, dar nu știu ce să zic. Intuiția mea spune că C-class și tare... Aia zice și eu, că Porsche n-are nicio legătură, clar. Ăla zboară. Dintre astea doi, în Oceanul Pacific, a ieșit un pește mic și pe coada lui scria, ieși afară, dumneata. Mercedes, ia să vedem. Da, bă? Bun. Da, bă? Vezi, bă, ce face intuiția, cât e? Ia practic, acum suntem la egalitate, că nu mi-a mai pus mie. Ia stai așa un pic. Deci 5 egal, munte. Hai. 5 egal, tati, 5 egal. 5 munte egal, și munte și cu flacără. Pagani Huayra, aha, la Ferrari. O bag și eu. Hai să-ți dau un indiciu, așa. Deci, fii atent, ăsta de aceea e practic... nici măcar nu e legal în America, din câte știu eu, sau undeva într-o țară, pe undeva, să mergi pe stradă cu el. E cam printre cele mai scumpe de aici. Bine, și la Ferrari-ul deci, ăsta e vreo 2000. Deci, teorema lui Kayleigh Hamilton, rezultate și noi, deci, cum zici tu, ziceai că asta prima e ilegală în America, să folosești doar nu știu unde, dar e undeva unde nu ai voie să mergi cu ea pe stradă. Păi da, o, tati, pe stradă, dar noi aici nu avem treabă, mai avem treabă și cu altele, nu suntem și noi cu, mai auzând un Hamilton, de un Schumacher, o chestie acolo. Mergem, mă, tati, pe ilegalitate, mă, să mai. Pe care mergi? Pe prima, tati. Hai pe prima? Hai! Eu, eu o să merg pe a doua și de ce știi cum se numește Aston Martin-ul ăsta? Nu știu dacă are neapărat legătură cu muntele, dar se numește Aston Martin Vulcan. Asta e Pagani Huayra și asta deci... e Ferrari la Ferrari. Tati, mi-am luat bătaia iar, deci ai 6-5, să vezi aici. Exact, ce ziceam, Vulcanul. Îl am și eu pe Forza, n-am mai jucat Forza de ceva timp. Opa! Pisică și cu foc. Mustangul n-are treabă sau ăla din stânga n-are treabă, nici stânga sau Maserati-ul. Așa mijloc, ce să mai, că e furioasă, e păruș. Aoleu, cum metre? Tu nu știai de Dodge Hellcat? Ce să-ți fac? Opa! Asta e cu familie, boss, atenție! Q8-ul, zi, stai să mă gândesc și eu. Deci, ai pierdut din prima, e Mercedes-ul. Și de ce? Îți explic după aia. Ține minte, steaua, da? Ține minte de stea. Da, stea e de la Mercedes. Bă... 4 uși. Ce mă aia, păi da mă zic că e 4 uși. Opa, ăsta e cu shield, cu dălea. Shield. Shield, horse, sun. Deci fii atent. Deci Mustang, ăla clar, cu căluții. Mustang-ul zic eu. Stânga, ce să mai... Ce să mai, da, aia zic. What? De ce? Bă, dar de ce mă? Good weather cabriole, bă, înțeleg că era, dar și Mustang era cabrio. De ce? De ce Porsche-ul? Boxster. Ok, deci nu a ghicit nimeni aici, nu? Deci rămâne cât? Rămâne, zici mie, 6, 7, 8 la 5. 8 la 5, bă, ce șmecher ești tu. Ia să vedem, hai că mai sunt câteva, nu știu câte, mai sunt 5. Bulger X. Mamă, Bulger X. Tesla Model X, tati, exact, e puternic, exact, bă, e puternică, mă, deci, Bulger. Deci mi-ar fi rușine să fie atât. Da, tati. S-am da, zis. Da, bă, 8 la 6. Bun. Ca să nu fiu iar rău. Super în teren. Ghepardă și cu două locuri, ia? Ghepardă. E Jaguarul. Jaguarul, zic și eu, da. Da.
Dar fii atent că ți-am dat avantajul ție, pentru că eu nu mi-am pus punct mie când am ghicit și eu. Atenție! Atenție, prieteni! Să rămână să-ți dea Dumnezeu sănătate și măicuța, bă, nu știu cum se numește Ferrari-ul, dar hai să nu-ți mai zic, că... Zic care? Nu mai da spoilere, tu cu așa, tu cu așa... Ești cu galben și cu soare... Bă, aceea te face să și greșești soarele, să te iei după culoare, dar... Ce treabă are palmierul ăsta, mă, mâncați? Nu știu, mă, merg pe aia de mijlocie, eu sunt fraier. Pe aia aș merge și eu, dar nu știu cum se numește Ferrari-ul ăsta. Eu merg pe Mustang, ca idee. Da, mă, naiba, California! Da, bă, da, nu știam că se numește California asta. Dar era și urât. Bă, tati, ce să zic, ce scriem aici? Ia, fii atent. Mă, 11, bă, cum, bă, noi avem 8. Bă, sunt șofer de autobuz! Bă, firațe! Bine, stai așa un pic, că gen, aveam mai multe, dacă eu nu mi le-am pus pe alea unde ai ghicit și tu. Știi? Deci, practic, eu am, fii atent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 la 7, tati. 8 la 7, ești nebun? Deci, băieți, am câștigat, mi se bine cuvine o shawarma. Ce să zic, cum este? Ai ceva de comentat? Șofer de autobuz? Eu și tu. Hai, da. Bă, stai liniștit, că ar fi mișto un autobuz de la cu turbo, cu de-alea. Ești nebun? Bă, măcar depuneau și aia acolo un GCB, o chestie, un comaci, un bumago, asta. Bă, mie îmi plăcut chestia asta. Dacă vreți să mai facem și cu Costache și poate pe viitor cu alte chestii, să ghicim mașina după sunet sau mai știu eu, scrieți-ne în comentarii și mai facem, așa că... Trebuie să mă o să iau meditație, vin la tine și o meditație, da. Bă, gen, așa ca o concluzie, mie mi-a plăcut, a fost interesant challenge-ul ăsta, știi, mai descoperit... Dar gen, unele dau și de rutaj, știi, mai ales aia cu California, pe bune ce treabă avea? Bine, dacă te gândești în California, pe acolo sunt palmieri cu de-aia, dar și noi la Râmnic aveam palmieri în centru, vrei să te mint? Pe bune? Eu vreau să zic Ferrari România acolo, dar na, nu cred că am prea funcționat. Da, uite, ne revedem în câteva secunde cu mâncare, ești nebun? 3, 2, 1 și bau! Auzi, aia zic, valoare tati! Mă, prieten, dacă vrei să-mi dai și mine și șaurme de astea, nu mă supăr. Fără mișto. A, tălpa meu, se dezinfectează. Uite, bă, că încăzură cartoafele. Hai, boss, că se răcește, ești nebun. Ce îți răcește? 5 minutes later. Nu. Hai, bă, că se răcește, ești nebun. Ce la Tinder? Chiar. Să fie bine, să nu fie rău, amin. Da, acum știi cum e, fiecare cu viciile lui. Dacă mâncați și voi cu noi, hai sănătate, hai noroc. Tăi, tare, tati. Dar de vitale și-ar putea să facem, dar bine, nu prea merge. Cine câștigă? Șorba de burtă, tati. Bine, mie nu prea îmi place ciorba, da. Mamă! Ce ușor îți plac cu ciorba? Îmi plăcut ceva mai mult decât ciorba. Mamă! Eu cu femeie, vorba aia măritată. Ăsta, doamne, ce prost sunt! Bă, nu era, sincer. Bine. La 16, tati. Dacă era rea deja, era o problemă. Așa să vin și la 80 de ani cu metri, ieșim frumos la o șartola de-astea, cum ne spune. De tot timpul ăsta îl pun mâini, nu știu. Anul viitor. Bă. Am fentat foamea pe ziua de azi. Mersi cu metri, sănătate. Hai sănătate, să trăiești. Uite luna, uite far, uite caparul ăla. Bă, cu metri să tot mănânci pe banii altuia. Sincer, zic. Parcă intră altfel. Parcă mațul meu se umple mai bine.